Ne bucurăm de faptul că avem mulți jucători români acolo. L-am văzut pe Ștefan Radu, cel mai selecționat jucător al lui Lazio. Este deja un emblemă, emblema clubului, 402 selecții pentru fane. Toată admirația pentru performanța lui, mai ales se identifică cu Lazio. Mai ales, cu tot respect, a rezistat cu Lotito, cu tot respect. Greu să reziști cu Lotito? E greu cu Lotito, pentru că dacă rezisti te omoră, fără niciun fel de problemă. Dar jos pălăria pentru Seferradu, pentru că a fost mereu serios, super serios, mai ales cu... Trebuie să evidențiam cu ce a suferit, cu mai multe accidentare, unde de mai multe ori a fost dată care nu putea juca de nou, nu putea reintra, a fost dată cum e out. Dar, din contră, revenit, a demonstrat mereu că e o persoană care trebuie. Norocul lui, între ghimele, că a avut și în ultimul perioadă un antrenor ca Inzaghi, a fost cu colegul cum e... Și atunci l-a ajutat mult, pentru că era un fel de antrenor înainte, cum am fost Mancini cu Eriksson, când eram împreună. Atunci eu zic că Seferradu merita tot respectul și a castigat respectul în Italia, mai ales la Lazio. Va rămâne cel puțin încă un sezon în tricoul lui Lazio? Eu spun că da. Da. Știu că deja se discutea pentru a face încă un an de contract cu el. Și probabil că după va ocupa o funcție în societate, cine știe. El avea și oferte pentru să merge la alte echipe, dar de a renunțat. A și mi se pare că era și în discuție se l-a dorit și Genoa a anumit moment, dorea să merge în ultimul perioadă. Și după a avut și oferte, și l'echipe mai mare. Când era în auge, Lotito nu l-a lăsat și nu s-a cine l-a vrut așa din Italia, echipa importantă? Mi se pare că era în anumit moment, era în discuția și cu Juventus. Cu Napoli? Mai mult cu Juventus înainte. Cu Juventus. Vorbim de anni în urmă și după nu s-a concretizat. Dar în ultimul perioadă a avut oferte de echipele toate din divizia, dar el nu s-a dus, a preferat să rămână aici. Eu cred că a fost o alegere bună. Și faptul e să demonstreze că a ajuns unde a ajuns, pe merit.